Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Astăzi mi-am propus să discutăm cu candidații care vor participa la 3 iunie în turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. Va fi însă o emisiune simplă, nu este dezbatere electorală, este o emisiune de autor în care vreau să discut despre problemele chișinăuienilor, despre tot ceea ce înseamnă Chișinău și suburbiile municipiului Chișinău. Persoanele prezente în studio și îmi pare rău pentru că unul din candidați nu a venit. Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și candidatul pe care l-am anunțat că vom organiza astăzi emisiune este candidatul platformei Da, Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Îl reprezintă, să înțeleg, domnul Alexandru Susăr, vicepreședintele partidului Da. Da. Exact. Dumneavoastră, domnul Susăr, pot să vă întreb. Tot ceea ce veți spune astăzi înseamnă că acestea sunt cuvintele domnului Andrei Năstase. Categoric. Doar că eu poate nu cunosc și mănâncă dumnealui, dar în rest noi suntem o echipă. Și dacă dumneavoastră spuneți că eu nu a venit, nu chiar așa. Noi avem o echipă frumoasă și putem reprezenta unul pe altul. Nu, că mi-ar fi făcut o plăcere deosebită să vorbesc cu oamenii pe care eu îi voi alege în ziua alegerilor. Eu sunt astăzi mi-am propus... alegeți nu doar primar, dar alegeți și echipa dumneavoastră. Eu mi-am propus să discutăm astăzi, să ne detașăm de funcția mea de jurnalist, pentru că eu sunt născut în Chișinău, să vorbesc în calitatea mea de chișinăuian și locuitoare a burbii din municipiul Chișinău, Sângera. De aceea, în fața mea, aș fi vrut să am oameni în care voi avea încredere după aceea să vin și să discut la primărie. Bine, deci dumneavoastră vorbiți în numele domnului Andrei Năstase astăzi. Exact. Bine. Maxima pe care, dragi telespectatori, astăzi eu, pregătindu-mă de emisiune, mi-a sărit în ochi și mi-a părut destul de realistă pentru această perioadă, este omul găsește timp pentru ceea ce vrea cu adevărat. Este scrisă de Dostoievski. Îmi doresc foarte mult ca omul care va veni la primărie să vrea să realizeze tot ceea ce își propune în aceste zile și tot ceea ce spune în campanie și în platformele sale. De aceea m-am pregătit și am scos platformele electorale ale ambelor candidați. Ion Ceban are o platformă, un program de 19 pagini. Domnul Andrei Năstase, una de 32 de pagini, este destul de voluminoasă. La început am crezut că este o teză, mi-a fost complicat un pic, dar am făcut efortul și am citit. La domnul Ceban la fel am citit tot, de aceea vom discuta practic, la modul cel mai serios, ce ne dorim noi chișinăuienii. Așa, domnul Slusari, spuneți-mi, vă rog, de cât timp sunteți în Chișinău și cum vedeți Chișinăul? De cât timp locuiți în Chișinău? Din 1991 în calitate de student și după asta am rămas aici, socotiți câte 27 de ani aproape. În tot această perioadă, Chișinăul pentru dumneavoastră a fost? A degradat, desigur, că el a fost, anii 90 nu a fost o perioadă simplă, a fost o perioadă mai specifică, desigur, că a fost perioadă de tranziție care s-a întins cu părere de rău, dar în acea perioadă capitalul a degradat. Noi vedem că pentru un milion de oameni care trăiesc în acest municipiu, condițiile de trai, confortul urban este la un nivel foarte scăzut. Fără doar și poate. Pentru că îl reprezentați pe domnul Năstase și platforma, ce ați făcut ca în acești ani în care dumneavoastră, personal, ca să se întâmple niște lucruri unde să fiți auziți și chișinăuienii să simtă că vă implicați și vreți ceva să schimbați? Și eu m-am implicat în politică exact ca și domnul Năstase în anul 2015, nici nu măcar în 2015, dar la începutul 2016, că țineam foarte departe de politică și adică aveam doar poziția civică și același lucru a făcut și domnul Năstase și toată lumea cunoaște. Mergeam la vot, la toate alegerile locale am participat, am votat deseori și în ultima perioadă n-am votat pentru Dorin Chertoacă, iată asta, vă fac o confesiune și am crezut tot timpul. Să înțeleg că dacă nu l-ați votat pe Dorin Chertoacă, l-ați votat pe cei care erau doamna Greceanu. În 2015, iată, eu am votat. Pentru socialiști n-am votat niciodată, ca pentru partid, deoarece deja știam că este un partid mincinos după ce a fost condus de Igor Dodon. Dar pentru Zinaida Greceanu, că așa scrițând din dinți, eu am votat în turul 2.
Adică, păi, iată, iată, da, dar cum vedeți dumneavoastră? Bine, am zis că astăzi nu vorbim despre politică, lăsăm chestia asta, vorbim despre lucruri practice. Dar oricum... Și tot timpul am mizat că viitorii care vin o să facă mai bine și mai bine, care vine Consiliul Municipal, care promit. Eu m-am implicat la ultima 100 de metri, când țara era la pragul cu catastrofe, același lucru a făcut și Andrei Năstase. Și noi tot timpul credeam că politica este un lucru murdar. Dar cei care au fost în politică mulți ani, cum de exemplu Igor Dodon și domnul Ion Ciban din 2005-2006, sunt responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat și cu țară și cu oraș. Iată de ce eu am dreptul să cer socoteală de la dânci acum. Până acum nu ați cerut socoteală. Eu cer fiecare, acum deoarece m-am implicat în politică. Până n-am implicat în politică, eu mergeam la vot și așteptam și credeam că iată cineva o să facă mai bine. Dar iată acum, după ce eu am înțeles că nimeni afară din noi nu poate să facă ordine în țară și în oraș, acum eu cer socoteala de aceia care mă trădați fiecare dată. Dacă ziceți că nimeni în afară de dumneavoastră, eu ca un cetățean simplu și un alegător am deschis la pagina 12 și am văzut că platforma este mult specificată și mult axată pe perioada 2018-2023. Exact. Îmi spuneți cumva, noi pe ce perioadă ne alegem? Noi venim pentru un mandat de un an legal, dar noi nu facem aici tramblină pentru parlamentare, așa cum cineva vrea să ne întrebe și eu anticipez această întrebare. Noi venim cu program nu doar pentru un an, dar pentru 5 ani. Noi venim pentru 2 mandate și venim cu oameni cu ofertă care nu vizează, nu cuprinde doar un singur an, dar cuprinde perioada de 5 ani, deoarece peste un an noi cu certitudine vom cere. Andrei Năstase va cere sprijinul pentru chișonuieni și o să dă dare de seama ce au făcut eu în acest mandat scurt. Deci sunteți sigur că într-un an de zile, eu în calitate mea de chișinăuian, voi avea încredere și mai departe să vă eu sper veți face că, așa că noi n-ați vă dezamăgim. Așa. Domnul Ceban, spuneți-mi, vă rog, în perioada de un an de zile, pentru că aici sunt multe pagini, prioritățile care sunt cele mai esențiale și care veți reuși să le realizați, pentru că primăria este o structură destul de complicată și complexă și am auzit foarte multe lucruri la toate dezbaterile electorale, ceea ce se programează și se planifică. Un an de zile, primarul de Chișinău, ce reușiți în această perioadă? Deci tot ce scrie în acest program este foarte bine calculat, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere a tuturor lucrurilor. Indicatori, termeni, responsabili, se poate face într-un an de zile. Tot ce este aici în aceste 19 exact. Pagini. Haideți să le luăm pe rând atunci. El, ca să mă înțelegeți, deci noi am prezentat o viziune pe termen lung, adică o viziune de dezvoltare a Chișinăului până în anul 2040. La nivel de teză, ceea ce ne propunem noi, ceea ce vedem noi, ce credem noi că ar fi foarte bine să facem în Chișinău. Pentru că, în mod normal, Chișinău este o aglomerație. Deci tinde spre un oraș, spre un municipiu cu un potențial de 1 milion de oameni. Și reieșind din aceste lucruri, noi trebuie să privim în detaliu totul. Pentru că dacă nu avem o viziune pe termen lung, atunci ne vom ocupa de reparația gropilor curentă sau de construcții haotice în municipalitate. De asta noi zicem că este foarte bine să avem un program pe termen lung. În baza acestui program, noi ne-am propus într-un an de zile să avem un plan urbanistic general actualizat, nou, care să ne permită să începem a dezvolta Chișinău, nu ceea ce s-a întâmplat până la momentul de față. Iar ceea ce aveți dumneavoastră în față este planul operațional pentru un an de zile pe câteva categorii foarte clare. 1. Administrare eficientă. 2. Mai multă protecție pentru și grijă față de fiecare cetățean. 3. Un oraș confortabil pentru diferite vârste. Și 4. Un oraș deschis pentru investiții și business, propriu zis. Iată, dacă mă întrebați da, mergem atunci la ele, eu vă spun. Specificăm la temele pe care eu mi le-am schițat aici. Dacă vorbim de structura primăriei, pentru că este o structură care din anii 90 nu prea a fost modificată și ambilor vă adresez această întrebare. Ba da, a fost modificată. A fost modificată, dar nu într-atât ca să spunem că ne-am detașat de niște structuri, de direcțiile primăriei, de întreprinderile municipale care sunt în formatul în care sunt ele. Până la urmă s-a dorit să fie modificat, dar nu s-a dus până la capăt niște lucruri. Cum vedeți primăria, schimbarea structurilor? Pentru că a început la apă canal, da, să se facă niște schimbări la termocom, la asta ați avut în vedere. Nu, chiar cum nu mai există. Nu de termocom, apă canal.
chiar la... Cum vedeți restructurarea și formarea direcțiilor în primărie? De ce vorbesc asta? Vă spun din ce cauză. La emisiune a venit un viceprimar a orașului Ion și a zis că la noi sunt foarte multe structuri în primărie care se comasează activitatea unora și altora și el o vede un pic altfel. Dumneavoastră cum vedeți restructurarea în primărie? Îi permit domnului să se expună. Asta este una din prioritățile noastre, mai ales pentru primul an de mandat. Cu asta trebuie de început, de analizat situația în toate structurile primăriei. Noi putem număra câte ele sunt, că dacă să luăm informația care este pe site, sunt 34 direcții, 5 prituri, și dacă mai adăugăm încă și întreprinderile municipale, putem să ieșim la niște, dacă putem discuta între structuri sau cu toți sunt entitățile separate, ca persoanele juridice. Dar categoric este necesar să analizăm eficiența acestor structuri. Sunt absolut de acord, sunt unele structuri care pot fi comasate, sunt unele care încurcă unul altul și să vedem eficiența. Dacă de exemplu, domnul spuneți în care pot fi comasate și care se cooperează acum, și lucrează bine. Auditul financiar, direcția financiară, sunt multiple direcții ce țin de arhitectură, de exemplu. Câte multiple? E una. Eu știu mai multe, pur și simplu eu n-am de gând acum să intru foarte, foarte detaliat. Noi avem planul cum noi vom restructura aceste direcții. Nu vă supărați. Cum se numește direcția, de exemplu, care se ocupă astăzi de subiectele de educație, de exemplu? Domn Ceban, haideți noi să ne înțelegem din start. Eu nu sunt învățător și n-am venit la examen. Odată eu pot să răspund că este învățământ, tineret și sport. Și noi cu asta închidem. Dar nu este corect. Ok, dumneavoastră o să mă corectați dacă o să vreți. Dar cea de asistență socială, dacă nu suntem în educație? Eu repet încă o dată. Repet încă o dată, nu este corect din punct de vedere lingvistic. Asta dumneavoastră cunoașteți probabil că limba mai bine, dumneavoastră proveniți din familia învățătorilor, bravo sunteți. Dar eu nu sunt la examen. De medici, domnul Slusă. Cu atât mai mult. Eu pot să vă întreb mai multe cifre. Dumneavoastră, când ați fost la ultime dezbateri, nu ați putut să spuneți câte entități educaționale. Eu am să iau cifrele din fața dumneavoastră și am să vă întreb eu cifrele pe care le aveți dumneavoastră aici. Vreți? Nu, eu le cunosc foarte multe pe de rost. Dumneavoastră vreau să faceți un show de post-doc. Dați-mi, vă rog, această foaie și vă întreb eu. Această foaie, care eu am venit, cifrele, care eu le-am luat, de care eu mă conduc, care e problema? Dumneavoastră, data trecută, n-ați putut să răspundeți o întrebare elementară, fiind 3 ani, consilierul, câte entități educaționale țin? Și ați greșit de două ori. Eu am spus 174. Da, și ele sunt 319, dar eu nu fac problemă din asta. 359. Noi am vorbit despre grădinițe de copii. A fost întrebare cât e total și dumneavoastră ați spus cifre de 174, dar grădinițele de copii sunt 158. Dar eu nu fac probleme din asta. Ascultați-mă, domnul Slusă. Nu e aici problemă că le cunoaștem noi cifrele. Noi dacă o să avem nevoie de câteva cifre și putem să nu le știm, noi o sunăm, dacă nu găsim totuși, o sunăm lui domnul Ceban, Nu stă cu telefonul închis. Și o să întrebăm, care cifră, care poate... M-ați telefonat vreodată când am avut eu telefonul închis? O să vă telefonăm, poate. Răspundeți-mi la întrebare, care dintre aceste direcții sau entități în primărie se suprapun și care nu ar trebui să mai existe? Sunt unele care țin de finanțare. Sunt câteva care sunt de politică internă. Cum se numesc? Chiar vă spun, sunt, dacă studiați, eu, de exemplu, nu prea înțeleg, sunt 16 direcții primărie și 18 direcții municipale. Trebuie să vedem și să analizăm ce fel de direcție, câte lucrători. Când am început să citesc fișa de post la toți aceștia, cu ce se ocupă, câte unități, că cineva ne-a dat cifra de 1851 de unități, pe urmă am auzit altă cifră. E nevoie să facem analiză amplă, să facem analiză la prituri, să facem analiză la întreprinderi municipale. Știți cine sunt preturii în ziua de azi, numele preturilor din toate sectoarele? Se schimbă foarte des. Nu. Nu ați fost acum la Sunt care vreo 10 ani. De la Partidul Democrat le-a organizat conferința acolo cu alegătorii. Unde am fost noi acum împreună? Au spus domnul Ceban, care este cel mai longeviv pretor? Probabil că Nimerianca, eu bănuiesc. Asta contează mai puțin. Am ajuns la dacă știe sau nu știm cine sunt. Avem peste 60 de întreprinderi municipale. 63.
63-64, am auzit diferite cifre. Și aici, avem MGF-uri, aici e mare problemă. Avem MGF-uri care sunt în stadiu de insolvabilitate. Foarte multe, da. Noi cunoaștem. Avem nevoie să facem audit. Să facem cât de eficient. Am văzut câte dividende plătesc în buget. Sunt lucrurile care este necesar de făcut. Și întrebarea mea la domnul Ciuban, mi-au 3 ani consilierul. Nu el trebuie să-mi dă aceste întrebări. Nu, vă întreb de ce. V-am spus, eu calitate mea de chișinăuian, vreau să am încredere și să, ca tot mă credincios astăzi, convingeți-mă că eu merită să merg și să vă aleg ca echipă. Asta am vrut astăzi să înțeleg. Nu știu dacă o să fiți mai necrezut, dacă eu nu v-am numit corect o direcție sau alta. Dar eu vă spun că noi cunoaștem că ele sunt multe. Vă spun că 34 de structuri care sunt direcții, care este 5 preturi, 63-64 întreprinderi municipale și avem foarte mult de lucru acolo. Foarte mult de lucru. Și eficientizarea activității primăriei este prioritatea zero pentru noi. Alături de inventarierea tuturor bunurilor patrimoniale ale municipiului. Așa, acum, domnule Ciuban, la aceeași întrebare, doar un pic să modific. Toți viceprimarii vor fi modificați pe obiectivele pe care fiecare dintre ei și domeniile pe care le administrează sau veți lăsa așa cum este cu viceprimarii? Și aceeași întrebare cu structura primăriei. Să facem în felul următor. Deci, ceea ce ține de viceprimarie este specificat de lege. Aici nu putem prea mult interveni, chiar dacă ne-am dorit acest lucru. Da, poate competențele unuia sau altuia pot fi extinse, lărgite și cred că trebuie acest lucru făcut. Ceea ce trebuie să înțelegem, că acești viceprimari trebuie să existe. Unul trebuie să fie pe domeniul economic și atragerea investițiilor. Doi trebuie să fie pe domeniul social și să avem educație, sănătate, protecție socială. Trei ar fi foarte bine să fie pe domeniul juridic, deci pentru că sunt foarte multe litigii în care participă nemijlocit primăria. Și patru pe domeniul de infrastructură, relațiile cu suburbii și tot așa mai departe. Asta așa, dacă în linii mari, dacă mă întrebați acum, că nu sunt exact... Adică nu sunt sigur că exact anume așa ar trebui să fie, dar așa aș pipăi eu că ar fi bine să se întâmple. Până la urmă, ceea ce este nevoie de făcut, și aici trebuie să-i dau dreptate domnului Slusăr, este nevoie de un audit amplu a tuturor subdiviziunilor primăriei municipiului Chișinău și a întreprinderilor municipale. Pentru că noi am avut o situație foarte haioasă până la urmă, anul trecut, când Dorin Chirtoacă și-a dat seama că nici măcar nu știe că sunt la balanță sau în componență deci administrativă a schemei de încadrare, unele sau altele întreprinderi. Iar unele întreprinderi stau chiar în aer. De exemplu, această dispută am avut în ceea ce ține de zona de agrement de la Valea Trandafirilor. Iată, pentru că nu era nici trecută de la balanța statului la municipalitate, iar acolo un director s-a aflat de peste 30 de ani de zile și nimeni nu știa de el. Unde este roata viziunii? În fine, nu despre asta am vrut să zic. Deci, auditul trebuie să existe și unul complex. Unu. Ca finalitate trebuie să fie schema de încadrare, deci propriu zis, organigrama, structură și organigrama funcțională. Cum lucrează, între ce lucrează, dar trebuie să înțelegem că e un proces de durat. Cel puțin în 6 luni de zile. Deci într-un an de zile reușim. Ba da, da, sigur că reușim. În 6 luni de zile... Pentru că din câte știu eu, Dorin Chirtoacă și-a propus să o facă și 10 ani de zile n-a reușit să facă. Dorin Chirtoacă n-a vrut să facă nimic. Nici nu a vrut să facă. Dorin Chirtoacă și-a dus toți nepoții, oamenii buni din Partidul Liberal, colegii de clasă, și asta a fost cea mai gravă problemă în această perioadă. Asta nu se va mai întâmpla și cu mătrismul, nemurismul specific moldovenilor, am auzit că la o dezbatere ați spus că va fi totul transparent și pe bază de concurs. Da, da, absolut. Mai departe, în calitatea mea de chișinăuian, mă deranjează foarte mult că până acum s-a atras atenție mai mult unui singur parc, Parcul Valea Morilor. Mă interesează cum vedeți dezvoltarea parcurilor din Rășcanovca, care este destul de mare și care toți chișinăuienii din zona aceea se plâng că nu au unde să se plimbe și să-și petreacă timpul liber, și cel de la Sculeanca, la Izvor. Eu încep. Noi ne-am propus sarcina fiecare an să amenajăm și să spunem așa, să facem reparație peste tot și să amenajăm, spunem așa, e cuvânt mai potrivit, câte un parc. Deoarece la moment toate parcurile sunt atacate de mafia imobiliară. Faptul că noi din 2007 nu avem planul urbanistic general, și aici întrebarea la
fostă conducerea primăriei și a consilierii? De ce noi n-am văzut nici măcar un plan de alternativă? Știți foarte bine că consilierii nu elaborează planul. Dumneavoastră ați fi putut să propuneți alternativă și s-a arătat. Eu n-am văzut. Am propus eu n-am văzut. Dar eu am să vă explic cum vedeți amenajarea, de exemplu, să luăm, da, un parc de la Rășcanovcă. Parcuri sunt atacate. În primul rând este necesar să definitivăm în organele cadastrale hotarele parcurilor, să punem liniile roșiile pentru construcțiile. Noi vedem că parcurile degradează tot mai mult și mai mult. Pentru construcții, domnule, dumneavoastră a doua zonele verzi. M-ați întrerupt. Să nu vorbiți lucruri care... Eu vorbesc ceea ce eu doresc. Telespectatorii vor decide corect. Dacă așa vorbiți. Da. Dacă așa vorbiți. Așa vorbesc, domn Ceban. Nu, în sens că dacă asta este... Liniile roșii este necesar să definitivăm. Eu știu că aceste lucruri s-au pornit, dar merg foarte, foarte greu. Și faptul că planul general nu a fost aprobat, acest lucru s-a făcut premeditat, deoarece în apă tulbură se prinde mai ușor pește. Deci în timp de un an de zile, vă alegeți care parc ca să-l amenajați primul? Noi ne propunem și am făcut nu de mult conferință de presă, iată aici, doamna, cred că putem să riscăm să dumneavoastră rămâneți nesatisfăcută, dar nici nu la Izvor, nici nu la Sculeancă, nici nu la Rășcanovcă, dar începem cu Valea Trandafirilor. Da. De ce? Acolo sunt mai multe zone în care... Acolo e un parc care, pe de o parte, este unul din cele mai moderne care au fost printre ultimii lansat. A fost un parc foarte frumos, cu două lacuri și ceea ce s-a ales acolo, Doamne ferește, pe de o parte, tot e degradat, terenurile de sportive, noi am făcut conferință de presă, pe de altă parte, tot mai mult și mai mult mafia imobiliară este în ofensivă. Dar de ce, dacă așa de drag vă este parcul acesta, de ce activiștii atunci când au fost defrișați copacii, ce nu de la dumneavoastră au atras atenție la tot fără de legea care s-a făcut acolo, dar din altă parte, dacă vă este așa de drag? Nu odată am menționat acest lucru. Noi avem abordare sistemică și toate aceste activiști foarte bine și este necesar. Și dacă trebuie, venim și noi. Dar problema că toate aceste mutări, de la construcția la alta, construirea pe urmă negocieri cu firmă de construcție, să dea câteva apartamente despre lucruri despre care a vorbit Ghelici, noi nu suntem adepții acestei abordări. Deci cei de la Rășcanovcă să mai aștepte un an de zile? Noi trebuie să nu fim populiști. Dacă noi spunem că într-un an amenajăm toate parcurile, ar fi un dar măcar elementar, să puneți lumini, să aranjați bănci, să întrepuneți niște... Da. Nu puteți să luați... Noi vorbim de amenajare capitală, întreținerea normală, ele absolut sunt nepracticabile, absolut nu poți să mergi pe ele nici noaptea, nici ziua. Niște lucruri elementare este necesar de făcut în toate parcurile. Ce e anume elementarul? Primul lucru? Bancuri nu trebuie, bănci. Bănci, mă scuzați. Bănci, iluminatul cât de cât, să vedem, să analizăm ce putem... Asta am spus eu. Dar asta e lucru elementar, nu trebuie să spuneți dumneavoastră, merg copii, merg oamenii acolo. Sunt lucruri elementare care putem să facem, să vedem. Nu, aici aș mai adăuga, pentru că dumneavoastră nu spuneți, verificarea și analiza fiecărui pom și verificarea dacă nu se... Nu știu dacă noi putem să facem tehnic acest lucru, dar amenajarea câte un parc anual este absolut... V-am auzit, da, domnul Ceban, cum vedeți dumneavoastră? Pentru că, până la urmă, zonele acestea reprezintă cele mai importante locuri unde se duc mamele cu copiii. Eu, de exemplu, nu vreau să merg doar la Valea Morilor, vreau să merg la locul unde este mai aproape de casă. Haideți să le luăm pe rând, începând cu problemele care există în... Da, succint ca să reușim. Da, eu am să încerc să fiu foarte succint. Domnul Slusar poate nu cunoaște, iată, dumneavoastră nu întreabă despre consilieri. Ce au făcut consilierii? Consilierii participă la elaborarea bugetului. Nu e participă și la executarea lui, dar la elaborarea și stabilirea priorităților participă. Nu sunteți de acord? Eu nu vreau să vă întrerup. Mi-a plăcut faza cu bancuri. Bancuri a făcut Dorin Chirtoac. Nu mă scuzați, limba mea română, moldovenească, nu este cea mai perfectă și recunosc acest lucru. E problema? Nu, era foarte la caz. Eu zic că bancuri a făcut pentru Dorin. Pentru dumneavoastră la caz. Dar nu vă întrerup să nu fiu obraznic ca dumneavoastră. Eu vă rog frumos să răspundem la întrebări Eu nu vă întrerup, doar când vă spuneți nu chiar ceea ce este corect. Eu vă corectez. Eu tac chiar atât. Dacă nu sunt de acord cu dumneavoastră. Haideți să facem un fel următor. Sunt 6 milioane de lei planificate pentru Valea Trandafirilor. Într-adevăr, parcul ăsta o să fie cel mai amenajat în acest an. Asta înseamnă iluminat public, asta înseamnă amenajare teritorială, asta înseamnă unele lucrări în ceea ce ține de drum, amenajarea din punct de vedere floristic și deci a spațiilor verzi, plus construcția a câtorva zone de agrement noi,
inclusiv curățarea acestor laguri, parțială, pentru că integral nu poate fi. În ceea ce ține de Parcul Valea Morilor, sunt câteva priorități de bază, unele deja se realizează, deși noi am spus acest lucru, ele au fost fixate și în programele noastre, dacă vedeți, începând cu pistele de bicicliști, delimitarea zonelor pietonale de cele unde ar putea să practice sportul de masă oamenii, reabilitarea tuturor scărilor, începând cu scara de granit din granturile care au fost oferite. O țineți de cont de mămicile cu cărucioare? Pentru că... Da. În general, programul legat de persoanele cu nevoi speciale este unul separat în, program, în platforma noastră electorală și noi am atenționat apropo despre aceste lucruri în permanență, inclusiv în Consiliul Municipal, pentru că dacă, de exemplu, să luăm scara cascadilor, la momentul de față nu poți să te deplasezi fie cu cărucior, fie cu persoanele, fie cu cărucior în care se află persoane cu dizabilități locomotorii. Dacă este să revenim aici, deci finalizarea lucrărilor de iluminat în această zonă și construcția unor noi zone sportive pentru Valea Morilor. Dacă este să luăm Dumitru Rășcanu, Parcul la Izvor, în Parc la Izvor s-a făcut parțial iluminatul, toți sunt planificați bani, dar și Dumitru Rușcanu, și va fi o amenajare a acestor parcuri. Lacurile realizate. Vor avea o altă imagine? Cu lacurile este un subiect un pic mai complicat, pentru că asta costă foarte mulți bani, începând de la curățarea lacurilor și finalizând cu întreținerea deci bazinilor acvatice propriu-zis. Cam atât aș vrea să vă spun. Sunt planificate multe surse. Ceea ce trebuie să facem la momentul de față, dar cred că am pierdut trenul în această privință, deși s-a spus că s-a făcut, este vorba despre dezinsecții, pentru că este o avalanșă de căpușe. Poate cineva ironizează, glumește pe seama acestor chestiuni. Dar eu, ca și tata... Pentru că atâția ani nu s-a făcut nimic, logică e invazie. Eu, ca și tata doi copii, eu știu ce înseamnă să scoți când căpușa și după asta să mergi să dai analize, care costă, să aștepți, să vezi dacă există... multe alte lucruri mai grave. Și problema este că în această perioadă nimeni nu s-a ocupat de aceste lucruri. Evident că trebuie să acordăm o prioritate nu doar parcurilor, dar și zonelor verzi, cum ar fi aleile, da? De exemplu, să luăm în considerație Mircea. Avem planuri foarte bune în ceea ce ține în mijlocii de Parcul Dendrariu de amenajare. Sunt foarte Parcul Dendrariu este extraordinar de frumos. Da, dar este zona asta, este zona de... Acolo nu mai este problema, pentru că deja cei ce au furat, au furat. Apropo, domnul... Când ce problemă, domnul Slusar, este? Este construcția neautorizată și acolo... Construcția... Noi trebuie să facem, facem o diferență între construcția autorizată și nelegală. Ea este autorizație, ea este autorizată, dar problema cum au fost emise aceste autorizații și noi am ridicat subiectul ăsta nouă dată, din intrarea Vasile Lupu, eu cred că la blocul ăsta vă referiți la Inamstro, dar și celelalte blocuri, pentru că noi avem zona adiacentă între propriu-zis grădina Dendrariului și Universitatea Pedagogică și Codreanca. Dumneavoastră știți că avem un litigiu de 20 de milioane de lei. Apropo, împotriva socialiștilor, ca să știți că acolo este zona S care a fost modificată și acolo apropo, nu se poate deconstrui. Apropo, Universitatea Creangă, acolo așteaptă de nu știu câți ani un centru sportiv da. Și tot... Cealaltă parte, avem Ortecul cu Dendrariu în Park Residence, Dârda, care este un hoțoman de mare valoare a proprietății municipale împreună cu Dorin Chertoacă, Moșu Gimpu și toți restul care azi îi susțin pe ăștia care vor să facă regulă în primărie. Dar asta e adevărat, că v-ați legat cu tot felul de leam. Și până la urmă, deci în ceea ce ține din Dendrariu, trebuie să avem încă două intrări. Acum trebuie să discutăm cât din intrarea de la Vasile Lupu sau din partea cealaltă zona adiacentă centrului. Și plus, evident, scoarurile mici, ele trebuie păstrate, trebuie să intervenim administrativ la această etapă și eu am zis că voi face acest lucru în primă instanță, în prima săptămână chiar. Este vorba despre dispoziții cu privire la interzicerea autorizațiilor de construcții în zonele aferente sau pe spațiu, pe teritoriul zonei vers, până delimităm aceste zone, pentru că este o decizie a Consiliului Municipal în această privință, dar poftele celor din executiv sunt foarte mari și până în prezent.
Și vreau să vă spun că nu s-a făcut acest lucru, adică zonele nu sunt delimitate ca și proprietate municipală, ca și multe alte lucruri care trebuie să fie ca și baza a planului general urbanistic. În această privință trebuie să intervenim administrativ. A zis că chiar în prima săptămână voi interzice eliberarea oricăror autorizații în curțile blocurilor de locuit, în primul rând, în zonele verzi și zonele aferente zonelor verzi, de exemplu, cum se dorea construi o benzinărie, pe care tot noi am apărat să nu fie construită, domnule Slusar, în parcul, în adiacența parcului al Uniunii. Cu tot apartamente au fost. Ok, haideți să trecem la o altă, aveți vreun exemplu? La o altă, dumneavoastră, altă întrebare. Dumneavoastră, nu m-a întrebat pe mine. O dat Delici, adică, care a stat cu biroul alături de dumneavoastră. Delici, dumneavoastră n-ați dat în judecată pe Delici. N-ați dezmințit această informație. Nu strigă de negoasă așa, domnul. Eu vă rog frumos, spre diferență de dumneavoastră, fiți atent. Sunt diferență. Eu vreau să fac o singură intervenție. Vreau să reușesc toate întrebările. Eu vreau să fac o singură intervenție. Știți, eu l-am chemat pe Andrei Năstase public să dezbatem și i-am propus, haideți să facem acest lucru unde vă doriți dumneavoastră, cu ce echipă doriți dumneavoastră, cu care moderator doriți dumneavoastră. Și dumneavoastră nu a venit. Cum n-a venit ieri nici la ProTV, că a plecat în România, unde a spus mulțumesc domnule Leancă, domnule Slusar, ca să fie foarte clar. Mai departe, eu am fost astăzi mențiți ca întotdeauna. Eu am să vă dau probe. Niciunul este vină și că Andrei Năstase a avut această deplasare planificată mult mai înainte. În ziua de ieri, dimineață, când a fost telefonat de doamnă Bogza, și dumneavoastră puteți să verificați acest lucru. Nu vorbim acum doar de doamnă. Da, asta niciuna. Vorbim de faptul că Andrei Năstase este chemat de noi toți jurnaliști, într-adevăr, și eu am scris. Da, aici de ce n-a venit? Îl chem înainte. Chiar am scris și ieri. Să facem înregistrarea emisiunii cu domnul Ceban. Domnul Ceban a refuzat. Eu acum, în calitatea mea de moderatoare, vă zic că și eu am propus să vină. Eu vă răspund. Eu v-am răspuns de la început. Emisiunea Nu am fost explicit. Eu vreau să finalizez gândul, vă rog. Noi avem echipă. Cum înțelegeți acest lucru? Dacă dumneavoastră singur vă duceți unde vă poftesc și unde nu vă poftesc, care e problema? Candidatul are echipă. Okay. Candidatul nu vine singur și n-a să verifice santehnica la fiecare bloc. În Statele Unite ale Americii și candidații aveau, dar veneau ambii și discutau. Când veneau, dacă când vă nu place veneau, dumneavoastră, nu e adevărat, veneau întotdeauna. Domnule Susari, spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră sunteți la postul de televiziune Accent TV. Așa. Când o să mă chemați și vedeți că purtăm o discuție civilizată. Da, nicio problemă. Da? Eu vă răspund. Dați-mi voie să finalizez. Dumneavoastră mă întrebați când o să chemăm la jurnal TV, deși eu n-am nimic cu jurnal TV. Dați-mi voie să finalizez, domnul Susă. Nu vă enervați, calmați-vă. Da, nu mă enervez eu. Deci, uitați-vă. Eu mă uit acum la jurnal TV, o televiziune pe care eu am apărat-o în Parlament. Am apărat-o. Și în stradă am apărat-o. Of. Am imagini video spre diferență de dumneavoastră. Care îmi spală oasele de dimineață până seara în cel mai josnic hal. Mie, familiei mele, fără argumente, fără nimic, fără să-mi dea dreptul la replică. Eu pot să răspund. Dați-mi voie să finalizez gândul. Eu vreau să-mi finalizez gândul, doamna. Nu, dumneavoastră foarte interesant. Dumneavoastră vorbește, pune întrebare. Și acum trebuie să spuneți replica și eu după aceea trec la următoarea întrebare. Mă întrerupe pe mine, domnul Slusar, până la urmă. Deci, eu vreau să vă întreb. Noi exact vorbim cum am întrebat astăzi. Despre alt post de televiziune și asta. Nu, dar pe mine asta nu mă deranjează. Eu pur și simplu vreau ca să-mi spuneți dumneavoastră, cu tot jurnalul dumneavoastră, când o să-mi dați voie să veniți, puteți 10 eu oameni. Eu am înțeles, răspundeți, vă rog, dați-mi voie să finalizez gândul. Că altfel vorbim doar despre altă televiziune aici. Eu vă rog frumos, eu accept să vin 10 analiști politici pe care aveți acolo de curte, care mă spală în fiecare zi în cel, și mă denic, dați-mi voie să finalizez, vă rog. Și să dau acest mesaj. Să-mi spuneți când o să mă chemați la jurnalul. Răspundeți dacă dumneavoastră aveți ce răspunde, când o să o chemați și trecem la întrebările despre Chișinău. Eu nu răspund pentru politica editorială a postului televiziune Jurnal TV. Dacă domnul Ceban vrea să facă analiză pentru anul 2017 și să vadă de câte ori au fost activiștii platformei postul Jurnal TV și de câte ori au fost reprezentanții socialiștilor, dumnealui, regret. O să vadă că mai mulți socialiști au participat la emisiuni. Spre deosebire de posturile afiliate domnului Dadon, fără să începem deja, gata, ați răspuns. Nu am fost în 2017 odată și în 2018 odată și aici la Accent TV. La alte posturi nici n-am fost chemat. Trecem mai departe. Emisiunea mea mai este și organizată pe teren. De aceea am realizat 5 emisiuni în 5 localități.
suburbii ale Chișinăului. Mă interesează dacă ați fost și în câte suburbii și unde ați fost, domnul Susela Edineț, ați fost? Ați fost, știu. Dar la Bălți ați fost? Nu, stați să vă întreb. Dar în suburbii, câte suburbii ați vizitat? În toate. Nu a fost niciun suburb. Acum, întrebarea mea. Știți despre Durlești, haideți să vorbim. În Durlești există o problemă foarte mare în care jumătate din locuitorii Durleștiului sunt nemulțumiți de faptul că intrarea în localitatea lor este practic supusă riscului zilnic a vieții fiecărui cetățean care intră. Știți care este problema cea mai mare a orașului Durlești? Și pentru dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Eu nu știu dacă e problema, cea mai mare problemă. Eu știu că problemele sunt cam identice pentru mai multe suburbii. Asta problema transportului, asta la Sângere. Dumneavoastră sunteți de la Sângere și eu știu că jumătate din Sângere, de exemplu. Nu, la Sângere probleme cu transportul nu există. Sunt. Problema nu la Sângere și eu... Cea mai mare problemă, domnule Slusăr, la Sângere, cea mai mare problemă. Pur și simplu nu știe la ce oră vine autobusul. Nu știe unile cartiere... Nu, chiar aici am să vă contrazic. Eu am fost la Sângere de 3 ori și am vorbit cu oamenii. În Sângere autobuzele merg la fix oră, la ora 33. Eu am așteptat personal, am așteptat oră. Nu, asta v-am întrebat. Haideți că vă spun eu, dacă tot am ajuns la Sângera. Dați să începem. Nu, Durlești, eu am întrebat. Dați-mi, vă rog, voi. Doamna Margareta, eu înțeleg că dumneavoastră sunteți moderatori. Cea mai gravă problemă la Sângera este grădinița. Transportul este o problemă gravă. Da, dar nu e cea mai mare. Că, ce, la Sângera? La Sângera cu transportul. El este cel mai dotat localitate suburbană cu transport. Este problema. Nu știu, cu excepția localităților Dobrogea și Evaca. Acolo este o problemă foarte mare pentru că nu ajunge transportul la timp, pentru că drumul este foarte prost, pentru că nu există iluminat, pentru că sunt foarte multe lucruri. Haideți că noi nu bine, finalizăm. Bine, deci la Condrița. Finalizăm. La Condrița. Durlești, v-am întrebat, care este cea mai mare și cum vă propuneți... Condrița... Da, Condrița, tarifele sunt acolo mai mari, dacă nu greșesc eu, de vreo 3 cum ori. Le propuneți oamenilor din suburbii să... schimbați un pic politica aceasta care este discriminatorie. În Condrița se duc oamenii cu 3 prețuri a transportului și în celelalte suburbii este prețul de 2, 3 lei, 4 lei. Domnul, noi, în general, iată pentru locuitorii din Condrița. Considerăm că suburbii sunt adică politica nedreaptă față de suburbii. Noi am văzut deseori când veneau candidații și cereau salvați vectorul european, salvați, vă rog, cereau voturi, câștigau și după a doua zi uitau de dânșe. Așa ceva nu ați mai existat. Noi avem un program special. Dumneavoastră, 5 oare? Răspundeți, vă rog frumos, domnul. Noi avem un program special pentru suburbii. Ne propunem. Desigur că într-un an nu este posibil, dar în 5 ani. Un program care special. Este cea mai mare problemă? Durlești. La Durlești, jumătate din locuitori intră pe o zonă foarte complicată. Este vorba de strada... De drumul, bănuiesc eu. Eu știu că toate problemele bine, sunt Condrița are... drumul, transport, apă, canalizare, iluminatul. Eu am fost la Gratiești, la satul Hubaca, care intră în comună Gratiești. Eu nu credeam că la distanță de 10 km de la Chișinău există așa condiții de trai vitrige, că oamenii n-au drumul, gazificarea, electricitatea, canalizarea, tot au deci plătit pentru benzină. Deci dumneavoastră știți numai la Gratiești? Eu știu mai multe probleme. Eu, desigur că eu, în detaliile, să știu acum, să vă spun, fiecare sat, chiar cele mai... adică toate problemele de la fiecare sat, eu... Vă spun eu. Recunosc. Și cred că dumneavoastră puteți să mă învățați. Dar vă spun că noi cunoaștem că suburbiile, nivelul de trai adânșii, este sub nivelul Chișinăului. Noi în Chișinău nu avem confort elementar. Și ajungem să vorbim doar la alegeri despre ei și să-i folosim doar pentru vot. Exact. Noi vrem să întrerupem această tradiție păgubasă și să avem un program special care se numește egalarea nivelului de trai a suburbiilor cu cel din Chișinău. Și să facem condițiile elementare de toate canalizarea, apă, drumuri, transport și celelalte care țin de infrastructură, să le rezolvăm și suburbiile să simte același confort urban care cât de cât simt orașenii în Chișinău. De unde veți lua bani pentru asta? Aici e întrebarea la care e nevoie încă 15 minute, dar vă spun repede că sunt 4-5 surse. Desigur, noi putem să vorbim despre fonduri europene, chiar și din țările vecine. Putem să vorbim despre parteneriatul public-privat, despre altă politică fiscală. Dar principală sursă nevalorificată la ora actuală, care posibil de făcut chiar în primul an de mandat, gestionarea corectă a patrimoniului municipiului, ceea ce nu a făcut nici fosta administrație, nici Consiliul.
Aici e cea mai mare problemă. 3,7 miliarde lei diminuare activelor conform raportului Curții de Conturi. Asta încă un buget la capitol veniturilor. Noi avem Не фи рушение спой локо лучше банда и да кое авен средик мы на пентуаша бюджет. Но авен писте оп миллионе ди метр патрат квадир, ще писте доус прежде ми ди хектары терену фонду фунчар муниципал. Обуна парти ден ден на чести бунур сун трансмисия на локационе аренда. Думно аз таку нашти цифра плата ди пентру локационе аренда, кара есть ва капитово венитору. Суп пайс прежде миллионе ди рису гаинилор. Я то ич сун мульти мульти резерв не варификате. Я зелеска вас приготи, дар я тот ж врял с мантур класса бурбиле. Asta și să vă întreb. Nu, dumneavoastră m-ați întrebat de unde-s banii. V-am înțeles ce ați spus. Trecem la o altă suburbie. Vorbim despre Cruzești. În Cruzești este sat sau comună? Totuși, care este problema de bază în satul Cruzești? Să facem în felul următor. Sunt începând cu cele legate de apeduct și tot așa mai departe. Satul nou... Haideți, eu vreau să revenim... Cât eu cunosc Cruzești comună. Să revenim la subiectele legate de finanțare. Pentru că domnul Slusar spune că am putea atrage sau ne atrage. Noi trebuie să știm care sunt... Noi trebuie să știm că noi trebuie să schimbăm inclusiv la nivel legislativ toate aspectele legate de interacțiunea municipalității cu suburbiile. Pentru că suburbiile, de fapt, sunt a nimănui. Ca să fie așa și este. De ce e 24% au ieșit la Sângera din 12.000 de locuitori, la Sângera au ieșit 24% și au votat, pentru că ei sunt animă noi. Domnul Slusar, ca să înțelegeți dumneavoastră, noi avem proiecte de inițiative în aceste privințe și în multe altele avem. Dar exact cum mă învinuiți pe dumneavoastră pe mine, da? Eu în opoziție am reușit să promovez mai multe proiecte cu caracter și economic și social, inclusiv asistența pentru suburbii, ca să știți. Chiar dacă nu suntem acolo votați, pentru că noi nu facem diferență de cine și cum. Nici nu trebuie să facem. Dacă revenim la Sângera, că ați zis dumneavoastră că cea mai mare este grădinița, că mi-ar place să răspundeți telespectatorilor să știe ei. Într-un an de zile, grădinița de la Sângera are șanse să lucreze sau nu? Și ce e cu finanțarea acestui? Nu are, cu regret. Da, s-au alocat bani. Bani nu sunt de ajuns. De exemplu, eu vă dau exemplu grădiniții din Colonița, care, propriu zis, deja treilea an noi cofinanțăm din partea bugetului municipal, sunt bani mari și sperăm ca la 1 septembrie oamenii să poată merge într-o grădiniță nouă, dată în exploatare. Asta în Colonița. Da. De aceea, nu știu dacă... Mai este. Mai avem timp. Așa. În satul Condrița, revin iarăși, este o problemă pe care toți locuitorii o sesizează și o simt. Când ați fost ultima dată acolo și dacă în programul dumneavoastră aveți despre Condrița ceva informații? Noi nu avem un program special pentru fiecare sat. Noi avem un program special pentru toate suburbiile. Dar ei au o problemă. Știți despre când ați fost acolo? Probabil că cu transport. Nu e numai aceasta, asta am spus-o eu. Este vorba despre copii de vârstă preșcolară care nu au grădiniță, școala este cu liceu afară. Și satul este foarte mic. Deci nu ați știut despre această problemă. Eu știu că satul este foarte mic și aici toate problemele. Și nu există satele vicine. De exemplu, la Sângera este satul Băcioi cu 3 grădiniți. Și s-a finanțat construcția administrației primăriei, care este luxoasă și europeană, și că școala a rămas din anul 1963 cu liceu afară. Și trebuie să spuneți că primarul localității este liberal. Da, și primarul localității, într-adevăr, a fost și este liberal. Dacă ar fi fost socialist, cred că întrebarea este... Nu, el este nemulțumit până la momentul de față, colaborarea nu a reușit. Este problema, domnul Slusar, eu nu din punctul ăsta de vedere, pentru că prioritățile le stabilește cineva... Avem și niște întrebări de cultură generală, care eu mi-am propus să vi le adresez și vreau așa, în formă de blitz, să le răspundeți. În ce an în Chișinău a fost împărțit în sectoare? Domnul Slusar, domnul Ceban. 91. Sectoare după independență sau în perioada sovietică? În perioada sovietică mi se pare că după război. După război, da, în total 91. Că au fost câteva sectoare, botanica cel mai modern, cel mai ultimul sector. Din 91, corect. Altă întrebare. Care sunt cele mai vechi biserici din Chișinău, primele patru? Nu cunosc, recunosc acest lucru. Și în ce stare sunt ele? Și când ultima dată ați fost la măcar una din ele, cele mai vechi? La cele mai vechi n-am fost și recunosc acest lucru. Am fost la Ciuflă, desigur, am fost la Buican, am fost la câteva biserici, la cele mai vechi n-am fost. Domnul Ceban, care sunt cele mai vechi? Am fost la Sfântul Gheorghe, acum nu foarte de mult, dar Mazarache, Constantin și Elena și multe altele.
Și avem o biserică care a fost nimicită, este Sfântul Ilie, vis-a-vis de Academiei de Studii Economice, care... Asta e problema, problema... Sfânta Vinere, Măzărache, Constantin și Elena, Sfântul Ilie și Buna Vestire sau Sfânta Vinere. Așa, altă bine întrebare. Că ne-ați spus. Ce? Da, sper să îi transmiteți domnului Năstase și să meargă. Măzărache, apropo, este în cea mai dezastroasă stare și chiar dacă de multe ori s-a atenționat primăria și toți, nimeni nu se duce și nu are treabă de aceasta, este prima biserică din Chișinău. Cine a condus elaborarea planului general de reconstrucție a orașului după al doilea război mondial? Șusef, de când eu știu. Acum cine conduce, cine este arhitectorul general la Chișinău? Eu nu cunosc cine, dar faptul nici nu mă interesează. Faptul că din 2007 nu există planul urbanistic general. Domnul Borozan e nou, așa că... Nu contează, asta este mare crimă. Relativ nou, să zic. Mare crimă. Relativ, da. Din câte parcuri, parcuri silvice și scoaruri este constituită zona verde a municipiului Chișinău? Eu știam de 14 sau 13 parcuri. Da, pot să greșesc. Aici vorba împărțit. De patru grădini nu, publice. Nu, patru mari, dar m-ați întrebat 10, de toate parcurile. Toate, dar să le specificați. 10 parcuri și îmi pare că vreo câteva 10, aproape 30 de scoaruri, nu? Sau, așa, avem 6 parcuri, 10 parcuri silvice, 4 grădini publice și 31 de scoaruri. Domnul Cepan a fost mai aproape de răspuns. Câte lacuri sunt în Chișinău? 24. Peste 20, știu. 24, vă spun. Așa, 24, exact. Ce instituție a activat, domnul Susăr, pe locul Muzeului Național de Istorie a Moldovei? Nu cunosc. Nu mi-a lăcat. Primul? Așa ca la policiu de să primul din Chișinău, ce liceu de? Liceu. Primul liceu de băieți, primul liceu de băieți. Așa. Și mai aveam eu una aici care era interesantă și am vrut să vă adresez. Așa. Așa. Care este cea mai veche comunitate din Chișinău? Asta eu știu, am un prieten. Uh-huh. Armenească. Uh-huh. Dacă la nivel de comunitate. Deci, nevastră, la cultură generală despre Chișinău, vă propun să vă mai documentați. Da, de acord. Nu, eu pot așa să cunosc cultură câteva. Generală, asta, nu, de ce nu? Mă rog, asta trebuie de învățat și e foarte bune aceste întrebări. Așa, și mai avem un material de un minut și ceva de locuitorilor, ceea ce e foarte important și vreau să-l puneți. Un minut și ceva. Mai avem nevoie de o clasă cu calculatoare, sigur că vrem, știți că acum suntem în era când tehnologiile informaționale se dezvoltă foarte rapid și copiii vor să meargă în pas cu timpul, ceea ce noi nu putem... Sponsori n-ați găsit. N-am găsit sponsori și e greu cu direcția generală să așa sume mari să găsești pentru o clasă cu calculatoare. Corupție, furturi, ștățelante, pentru dânsă, pentru luminic, drumuri n-au făcut. Canalizare aveți? Cât țin minte, canalizare, apă, dub și drumuri, dar nică nu e gata. Să întoarcă primăria cu fața la lume, nu numai în cabinetele lor, dar la lume, și să facă pentru lume. Eu sunt pensionar, președinte al ganejelor aici în Durlești, vreau să fac un pamětnic, un monument. Uh-huh. La afganești, transnistieni și cernobolți. Și? Al depus ce? Ai reușit? Am depus, ea că nu pot numai nici de cum 12 metri să îndeie pentru monumentul și ala. De mult era făcut. Și ne-ți dă bani la să-ți facă proiect. Cine... Într-un oraș de ăsta, eu cred că cultura trebuie să întoarcă fața la lume, nu cu spatele. Diferența e mare și e mereu. Lumea n-are unde lucra. Cei care sunt la conducere nu hotărăsc nimic, mai ales primăria. Și e mai atent cei care conduc să hotărască întrebări oamenilor, chiar dacă nu e posibil, dar măcar ceva, să-i lămurească omul. Dar ei nici nu spun nimic, tac, se întorc și se duc parcă scaroli. N-au cu cine sta de vorbă. Lumea a pierdut încrederea întrânșii, că ei nu hotărăsc nimic. Revenim în studio. Aceasta este atitudinea oamenilor din localitățile în care am avut eu Trușeni, Condrița, Budești și vreau să vă mai întreb ultima întrebare ce țin de suburbii. Ce știți despre Dumbrava, domnul Slusăr? În componența cărui... Dumbrava e la Trușeni. Așa. În componența Trușeni. Așa. Știu că este și un sătuc. Care e problema lor, cea mai mare?
Nu știu care, cea mai mare, dar cred că similare cu celelalte. Sau problema transportului, sau problema cu canalizarea. Adică eu știu că care sunt probleme la Trușeni. Acolo e problema cu canalizarea cea mai mare, problema cu piața care ei nu pot construi foarte, foarte mult. Bănuiesc că la Dumbrava, deoarece este partea componentă Trușenilor, probleme similare. Cu Trușeniu am discutat foarte mult și știm cam chiar și costul proiectul de canalizare, știm care sunt probleme cu construcția pieței agricole și primarul nu vrut să semneze chiar dacă au venit banii partenerilor externi. Adică eu recunosc că poate fiecare problemă din suburbii, din toate 35 localități, noi n-am reușit încă, că ele sunt multe, ele sunt uitate de lumea, dar vă promit că toate acestea vor fi documentate și vom avea un program special pentru toate suburbiile. Să sperăm. Și ultima întrebare. Ați știut despre plecarea doamnei Herța de la Păcănaș și ce atitudine aveți față de această plecare și venirea în funcție a domnului Valeriu Meșcă? Eu cred că această decizie este ilegală, dacă vreți părerea mea, pentru că trebuie să fie făcută în bază de concurs public. Acolo, în general, trebuie schimbate mai multe lucruri de la Consiliul de Administrație și finalizând cu alți oameni. Doamna Herța are și lucruri pozitive pe care le-a făcut, deși a făcut parte din echipa liberalilor. Noi am avut și certuri, am avut și discuții foarte mari, că a fost și șefa direcției finanțe. Are și lucruri bune, are și lucruri mai puțin bune făcute. S-au încercat. Acolo trebuie făcut regulă la canal, că e, în primul rând, creditul ăsta mare de cele peste 60 de milioane de euro, tot cu componentă de grant. Absolut netransparent. Eu vreau să vă spun că acolo dividende s-au plătit acum numai pentru unele relații financiare, vreo 25 de milioane de... Deci domnul Meșcă ar putea să fie... Domnul Meșcă este exponentul Partidului Democrat. Da. Aici e subiectul la care, iată, la sfârșitul emisiunii, este un subiect la care eu sunt de acord absolut cu domnul Ciban. Apă canalul aparține municipiului, Consiliul Municipal, 100%. Deci este societate pe acțiuni, dar oricum. Și în mod, ceea ce s-a făcut acolo, din punctul nostru de vedere, tot este ilegal. S-a făcut brusc această mișcare, când o înțeles că foarte degrabă vine Andrei Anastasie în fruntea primăriei. Doar din motivul ăsta s-a dus domnul Herță? Noi considerăm, s-a dus, eu fost impusă să meargă. Și brusc a fost introdus acolo un manager care a fost cel mai faimos prin faptul că a falimentat fabrica de sticlă. Și noi, toată lumea știe că este persoana interpusă din partea Partidului Democrat, să încearcă acum, noi știm deja cum lucrează grozavul cu șefii de direcție, să încearcă să fie încăuțit Andrei Anastasie, să fie creată atmosfera de sabotaj, nu le reușește. Andrei Anastasie nu este persoana care se plânge că nu are atribuții, tot o să fie bine. Asta a fost pentru mine o surpriză, da, că da, doamna Herța... Atribuțiile primarului sunt foarte mari, trebuie să le cunoașteți, domnul. Da, le cunoaștem. Grație legii adoptate de liberali împreună cu democrație, este una enorm de mare această... Dar trebuie să știți că oricum este foarte complicat, pentru că să dai oameni afară... Bine, șeful întreprinderii e una, dar în ceea ce ține de funcționarii publici, acolo există, sunt proceduri legate de codul muncii. Cunoaște. Nu dai cu într-o parte în alta. Nu, noi n-avem de gând să facem epurări politice, dar... Veți merge să înțeleg că nu pe fenomenul liberalilor, că dacă ești de-al nostru, fie ești în funcție. Dacă nu ești de-al nostru, nu ești în funcție. Că patru ani sunt alături de Andrei Anastasie. Echipa noastră nu sunt cu mătri, fiind de ești. Nu vreau să intrăm astăzi în detalii, că eu știu găsim cu orașul Chișinău. Vasile Anastasie este membru partidului. Eu pretind eu vreau o funcție. Care e problema? Da, cine de sediu care a fost privatizat ilicit? Eu nu am fost privatizat ilicit. Dacă decizia curții europene, eu vă demonstrez că este... Dar nu trebuie de demonstrat. Dumneavoastră ați avut posibilitatea în 2015, în 2016 să demonstrați. Este decizia curții europene a dreptul omului. Puteți să demonstrați lui Plohotniuc. Pe mine nu mă interesează chestia asta. A fost decizia referitor la Iermoldova, când au vrut să o prie Andrei. Da, alte bancuri care... Corect spun, nu bănci, dar bancuri spun. Care alte bancuri sunt despre Andrei Anastasie? Din 2016, cred că trebuia să născăciți ceva mai... Nu este necesar să începem să discutăm așa. Dar sunt probleme, fiți cu are pretenzie.
suntem pe final de emisiune deja. Dumneavoastră trebuie să răspundeți pentru patrimoniul dumneavoastră, pentru apartament, mașină, casa. Haideți ca să vă liniștesc, ca să vă liniștesc tot, ca să nu ajungem la asta, da? Vă mai rog încă o întrebare, domnul Susăr, problema curților în interior. După ce vă donat apartamentul. Ultima întrebare ca să vă liniștesc, domnul Ceban, vă rog frumos, ultima scurtă. În orașul istoric avem curți în interiorul, da, zona roșie este străzile și sunt curțile acestea, nu curțile din blocuri, curțile din orașul vechi. Despre ele știți ceva? Ce se întâmplă în aceste curți? Știm că merge procesul de distrugere și inclusiv și aici. Eu cred că toată zona orașului vechi trebuie să fie luată sub protecție. Ea este luată sub protecție, dar nu este respectată legea și procedura. Liniile roșii, nu este respectată legea. Asta trebuie să fie sfântă și asta iarăși este consecință că nu avem planul urbanistic general. Lacuna care este păstrată până în ziua de azi despre aceste curți, în interiorul curților, veți intra, veți face reguli sau nu? Normal că vom intra. Noi și așa am intrat. Noi avem, apropo, aprobat un plan de 540 de curs de reabilitare în această nu perioadă. Nu vorbesc dintre blocuri, orașul vechi. Și în orașul vechi tot. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor. Vă atenționez că această emisiune nu a fost emisiune de dezbatere, a fost o emisiune de discuție despre problemele Chișinăului. La care n-a venit Andrei Năstase. La care, da. Care problemă? A venit echipa. Andrei Năstase nu este doamnul Andrei Năstase și a venit reprezentantul acestuia, Alexandru Slusar. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!